Vă invit să redeschideți Cartea Sfântă Biblia, la Cartea Psalmilor, Psalmul 73, versetele 23 și 24. Pagina 595 în Biblie, versiunea Dumitru Colinescu. Psalmul 73 cu 23. O să rețineți mai ușor că se termină cu 3 și rimează. 73 cu 23. Asaf, omul lui Dumnezeu, spunea: însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Și pentru că vă văd un pic cam tăcuți, nu știu de ce, vi frică de careva dintre noi, probabil. Numai de Domnul trebuie să ne temem, nu vă speriați. Versetul 23 și 24 o să le recitim toți. Și dacă văd că am ochii destul de buni, văd pe cineva care nu citește, văd o pereche de buze care nu citește, îl consider francez și îl învăț român acum, da? Așa că repetăm până când citiți toți. Fiți foarte atenți că nu prea e bine să vă puneți cu cine nu cunoașteți, că sunt destul de curajos. Versetul 23, copiii, știți citi română? Da, ok. Ochii pe display-uri, pe Biblie. Fiți foarte atenți toți, da? Toată suflarea, 3, 2 și. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. N-ați zis toți, eu mă țin de cuvânt, asta este. Repetăm, versetul 23, 3, 2 și. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi. Se merita să citim Psalmul 119. Așa de frumos sună. Știți că e cel mai lung psalm din Biblie. V-ați calificat pentru că ați citit din Biblie, puteți lua loc acum. Vă salut în numele Mântuitorului pe fiecare dintre dumneavoastră. Mă bucur să mă revăd cu frații slujitori, în mod special cu fratele Grigore Creța, fratele pastor, Domnul să vă binecuvinteze, ceilalți frați, și vreau ca prezența lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. Nu prea vă aud, nu știu, ori nu ziceți, ori nu vă aud eu. Prezența lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. Amen. Nu știu cum se face că aici se aude mai tare ca acolo. Se pare că voi sunteți un pic cam rușinoși. Da, aș vrea să subliniem cum am primit călăuzire să se deruleze aceste sesiuni în privința mesajului biblic. Știți bine că este bătălia pentru călăuzire programată pentru această conferință și am numit într-un fel titlul mare la cele trei mesaje: călăuzirea creează calitatea. Călăuzirea creează calitatea, nu cantitatea. Dacă vrei să ai o viață de calitate, că se cam poartă ideea asta, trebuie neapărat să ai parte de călăuzire. Dacă nu ești călăuzit, o să ai mari probleme în domeniul acesta al calității vieții. Nu al sănătății tale personale, neapărat a trupului tău, ci a calității tale spirituale. Adică vei fi un om de înaltă calitate spirituală. Un om cu care Dumnezeu se va lăuda în cer, chiar în iad, cum a făcut cu Iov. Un om pe care Dumnezeu îl va folosi pentru ca tu să-L reprezinți pe Dumnezeu, Dumnezeu se va identifica cu tine și atunci când mergi pe metrou, atunci când mergi la școală, atunci când mergi la facultate, atunci când ești în lumea asta extrem de bulversată, vei fi vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu va vorbi prin tine altora. Dumnezeu va face din tine o mână extinsă a sa. El va fi împreună cu tine și tu vei purta chipul Domnului Iisus Hristos în generația ta. Marea problemă a societății noastre este că lumea trăiește în funcție de ce zice contextul, media, că ar fi calitate. Spre exemplu, un băiat care are 3-4 fete cu care discută și cu care curvește, societatea de azi zice că e șmecher, că e inteligent,
că are o viață calitativă, că știe să se învârtă, că reușește să, da? Că dacă reușești să-ți deschizi 4-5 ferestre pe browserele tale după telefon și știi din 3 secunde sau poate chiar în câteva milisecunde să le închizi rapid, să nu vadă nimeni ce ai vizionat și că ai o viață de calitate. Așa zice lumea. Că te-ai descurcat și nu te-a prins nimeni. Ci că hoțul neprins e neguțor cinstit. Să o credeți dumneavoastră. Hoțul neprins e hoț. Eu zic cu diplomă. E mincinos din calea afară, că pe lângă faptul că a furat, nici măcar nu are realitatea acestei identități a lui de hoț. Dacă în viața de creștin n-ai călăuzire spirituală, trăiești o viață de chin, aia nu-i viață. Trăiești o viață târită de pe 24 de ore, pe 24 de ore. Și în viața asta târită n-ai speranță, n-ai siguranță, ai ceață. Ai o grămadă de momente în care nu știi să ies pe ușa din stânga, pe cea din dreapta, pe unde să mă duc. Ce atitudini să iau? Care să fie reacțiile mele de fiecare zi? Cum să reacționez la un context? O să ai tendința să fii ca un fel de camelion care se maschează în funcție de culoarea contextului în care se mișcă. Așa că dacă o să fii la penticostali, o să te rogi și o să strigi rugăciunea ta. Dar de fapt, în interiorul tău există găuri. Dacă o să fii în altă parte, la niște băieți care fumează, o să iei și tu vape-urile lui și ale lor. O să folosești și tu țigara electronică. O să-ți permiți și tu un părel de vin, că se mai permite uneori. Nu zic la ce religie. Pentru că tu nu ai o claritate. Tu nu știi pentru ce trăiești în lumea asta. Tu nu ai o coloană vertebrală dreaptă. În Valea Dura au fost 10.000 de evrei deportați în al treilea var de exil dintre evrei înspre Babilon. Întrebarea care mă macină de multă vreme este următoarea. Când s-a înălțat chipul din Valea Dura, chipul acela de aur, și când s-a pretins că este Dumnezeul adevărat și că lui trebuie să se închine toți cei prezenți, când instrumentele au cântat deodată, nu mă întreb ce au făcut babilonienii, că despre ei știm cu toții că n-aveau nici o coloană vertebrală. Întrebarea care mă macină este, unde au fost ceilalți 9.994 de prunci, de pocăiți, dacă mă lăsați să actualizez? Că pe Daniel nu l-a chemat, că știu că ăsta nu se închină, că e foarte radical din perspectiva Scripturii și respectă legea lui ebraică, chiar dacă trebuie să moară. Șatrac, Meșac și Abednego, trei, au rămas în picioare. Pe lângă alte 10.000 de babilonieni, trebuia să mai fie încă 10.000 de evrei care să rămână în picioare. Dar au rămas doar trei. Pentru că 9.994 erau în ceață. Unde e Dumnezeu? De ce Dumnezeu ne-a lăsat asta? De ce ne-a îngăduit să fim deportați? De ce trăim într-un astfel de chin? De ce ne-a adus până aici? De ce a lăsat să se construiască acel chip de aur când l-au dăltuit? De ce n-a ieșit o scânteie să treacă în ochii oamenilor care au construit din Babilon? Se omoare Dumnezeu! De ce? De ce? Problema lor era că nu mai aveau călăuzire. Călăuzirea se testează în momente critice din viață. Când totul e roz, cam toți pretind că au călăuzire. Când vine cuptorul încins de 7 ori mai tare, atunci se vede în cine te încrezi, pe cine te bazezi. Ce claritate ai tu în mintea ta, în sufletul tău, în viața ta, în întreaga ta ființă despre Dumnezeul tău. Călăuzirea creează calitatea. Pentru că Domnul Iisus Hristos a zis, oile mele, ascultă glasul meu, ele dau viață și trebuie să aibă o viață din belșug. Nu belșug material neapărat, ci o viață cu Dumnezeu, în sărăcie sau în prosperitate, în respingere sau în primiri,
Atunci când oamenii te aclamă aplaudându-te sau când te calcă în picioare ca un vierme, să ai o viață de calitate cu Dumnezeu. Să zici, eu trăiesc cu Dumnezeul meu pe piscuri înalte, pe vârf de munte, am o relație continuă cu Dumnezeu. Seara asta, prin harul lui Dumnezeu, o să transmit un mesaj despre contextul călăuzirii corecte. Care este acel cadru în care vine călăuzirea? Pentru că, dragii mei, să știți, călăuzirea nu vine așa, că se aruncă niște cuvinte în vânt. Dacă nu ai creat cadrul lui Dumnezeu să te călăuzească, nu o să te călăuzească. Dacă nu ți-ai creat inima disponibilă să priceapă vocea lui Dumnezeu, nu o să-i auzi vocea lui Dumnezeu. Mâine, la prima sesiune, prin harul lui Dumnezeu, vreau să vorbesc despre călăuzire în carieră. Pentru că e foarte important ce lucrezi. Pentru că din 8 ore, sau din, deci 24 de ore total, dorm 8. 24 minus 8, îți rămân 16. Din 16, 8 minim lucrezi aproximativ. 2 sunt pe drum, îți rămân 6. E foarte important ce muncești în viață. Spre exemplu, jocurile video nu sunt o muncă. Pentru băieții care încă se mai joacă Counter-Strike, Minecraft, LOL, GTA, Roblox. V-am prins pe careva? Este unul de 30 de ani care mi-a zis, eu când mă relaxez, mă joc. Am spus, păi, știu de ce un tensor, prietene. Tu va trebui să te joci cu tripleții, cum îi ții pe brațe, dacă ții de Domn. Dar tu nu poți că ai sfântul tău telefon. Mai sfânt decât propria viață, cu chinele mele. Călăuzire în carieră. Și ca să vă țin cu sufletul la gură, vă anunț a treia sau nu? Hai că vă anunț. Călăuzire în căsătorie. Deci nu mai plecăm de la conferință. Nu mai prind avionul duminică dimineață. E clară treaba. Pregătiți-vă întrebările, că le știu deja. Cadru în care te călăuzește Dumnezeu. Primul rând, cadrul ăsta presupune curăție. Vreau să răspuns onest la întrebarea asta. Nu e așa că atunci când ai ascultat o muzică infectă cu jurături, deja erai cam în ceață? Sper că voi n-ascultați muzică de asta. Zice câte unul, frate, ce n-am voie să ascult muzică necreștină? Păi nici măcar n-ai voie să pui întrebarea asta, prietene. Când pui întrebarea asta, deja ești departe de Hristos. Cum le-a spus la tineret la Betania, în Cluj, că urma după o zi să vină Revival România la Wonderland. Și a zis că și cine pune întrebarea dacă are voie să dea click pe videoclipul ăla păcătuiește. Asta înțelegi ce zic? Nici măcar n-ai voie să-i faci vizualizări de curiozitate. Dar aminte să intri în clădirea aia unde ăștia te aruncă pe spate, ca toți îți... Terminați. Cu Domnul nu lucrează sigur, stați nici... Nu, o trebuie să vă spun și asta acum. Ce să facem? Călăuzire. Vreau oameni care fug dintr-o biserică în alta. N-au nicio claritate, Domnul, nu știu. Frate, să mă duc acolo. Să mă duc dincolo. De ce nu ești călăuzit? De ce ceață în viața ta? Păi după ce într-o oră de repaus, ci că de relaxare, 15 minute te-ai uitat la pornografie, cum să ai claritate? Cum? Cum să-ți fie clare lucrurile în cap, în mintea ta? Când în mintea ta sunt imoralități, grosăvenii, nu se poate să-ți meargă bine în viață din perspectivă spirituală dacă inima ta nu e curată. Și aici nu vorbesc de oameni care n-au avut niciodată contact cu Evanghelia. Nu vorbesc de oameni care n-au venit la bisericile evanghelice și n-au o Biblie acasă, care n-au citit niciodată din Biblie. Nu vorbesc de păgâni. Vorbesc de oameni care vin la biserică pentru că aici sunteți toți, da? Curăție este condiția și coordonata numărul 1
Dacă vrei să-i creezi lui Dumnezeu cadru să te călăuzească. Știți cum se comportă foarte mulți tineri? Se îngloată în mocirlă, se aruncă mocirlă până la gât, unii aproape până la buza de jos, să nu înghită chiar mocirlă, că simt nisipul ăla care e așa. Și zice, frate, care e voia Domnului pentru mine? Ieși afară din mocirlă, asta e voia Domnului. Renunță la păcat. Vin băieți și fete de diverse vârste și mă întreabă, am voie să-mi placă dacă fată zice de un băiat care nu e cu Dumnezeu, dar e foarte inteligent, are business impresionant. Întrebare, are voie? N-ai voie. Pentru că dacă tu vei face asta, încalci principiul curăției mentale. Biblia zice foarte clar, nu există posibilitatea să vă uniți, să vă înjugați, adică să intrați la un jug al căsătoriei, al viitorului, care înseamnă cel puțin 30 de ani de viață, dacă nu 40, 50, 60, 70 vă vreau. N-am probleme că trăiți, dar trăiți curat. Cum își va ținea tânărul? Curată cărarea. Este o preocupare pe care trebuie să aibă orice tânăr. N-ai tinerețe doar să fii așa mai zvâgnos, mai curajos, mai să te arunci în valuri. Ai tinerețe ca să-ți folosești tinerețea pentru gloria lui Dumnezeu. Cine zice amin? Amin, lucrează, Doamne, pentru asta. Întrebarea n-a fost pusă așa, cum îi va ținea Duhul Sfânt curată cărarea tânărului? Întrebarea n-a fost pusă cum tata și mama o să-i țină curată cărarea? Întrebarea a fost cum își va ținea personal fiecare tânăr, fiecare adolescent, curată cărarea. Dacă vrei să ai curăție, cercetează-te concret. Ce ai privit cu ochii tăi? Ai privit ceva murdar măcar o dată? Dacă o milisecundă ai privit la păcat pofticios sau pofticioasă, pofta aia s-a mislit. S-a conectat cu interiorul tău care a dat acces direct. Și a dat naștere păcatului. Și vrei să pui seara capul pe pernă și vrea să dormi. Dar îți reapare imaginea. S-a lipit de ceafă. Memoria ta se reactivează. Cercetează-te. Cu cine ai vorbit? Ce vorbe ai utilizat? Avem un Dumnezeu atât de sfânt, atât de curat. E atât de curat cât zice Biblia că ochii lui nu pot să privească răul. Dacă ai uneori momente care simți că Dumnezeu parcă nu mai e cu tine, pe lângă momentele care sunt șoapte ale diavolului, dacă ai momente reale în care simți că s-a îndepărtat Hristos de lângă tine, cercetează-te concret. Eu cred în pocăința unui băiat și a unei fete care în fiecare seară ia ziua minut după minut și se cercetează. Nu cercetarea altora, n-aștepta să te cerceteze comitetul, n-aștepta să te cerceteze pastorii, n-aștepta să te cerceteze DNA-ul, n-aștepta să te cerceteze nu știu ce, ANAF-ul, nu știu cine. Cercetează-te personal. Dacă nu ești curat, nici măcar nu putem vorbi de context compatibil pentru călăuzire. Cercetează-te. Am ajuns uneori noi, oamenii creștini, pentecostalii, să ne cercetăm doar la cina Domnului. E foarte bine că ne cercetăm și este obligatoriu, dar nu e suficient. Cercetează-te în fiecare seară. Spre exemplu, azi, în timp ce îți vorbesc, ai putea să te cercetezi. Ce ai auzit în urechile tale? Ce ai atins cu mâinile tale? Care sunt contextele pe unde au umblat picioarele tale? Sfântul omului Dumnezeu, psalmistul, zicea, nimic rău nu voi pune în fața ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Niciodată nu vor fi în preajma mea.
Ce ai în frigiderul tău? Ce ai pe telefonul tău? Tot e curat? Ai și lucruri murdare pe telefonul tău? Intri în mod incognito pe Google Chrome să nu-ți găsească nimeni urmele? Ai 4-5 conturi de Gmail ca să știi cum să ștergi faptele? Care-i viața ta? Nu o să poți fi călăuzit în viață, nici în comportament de fiecare zi, nici în carieră și nici în căsătorie. Dacă nu ești curat, dacă nu ești curat și dimineața și seara, și acolo când ești la business, și acolo când trebuie să spui adevărul, declarații, peste tot, curat. Vreau să vă spun ceva, singurii din Paris și singurii din România, de la care Dumnezeu mai are așteptări, sunteți voi. Sunt tinerii care sunt în biserici autentice din România. Vă așteptați la oamenii care nu știu nimic, care nici măcar n-au habar de Dumnezeu. Veneam cu Boltul azi dimineață să ajung la aeroport în Cluj. Și întâmplător am vorbit, adică nu întâmplător, am intenționat să vorbesc, dar am întâlnit un șofer care a zis, dar ce e Sfânta Tradiție? Și a zis, păi, știți că în Biblie nu apare cuvântul lumânare? Și a zis, cum, nu apare lumânare în Biblie? Păi da, nu apare, apare lumânare în Biblie? De când nu apare? Și cum te dumneata mergi și a prins o lumânare pentru vii și una pentru morți? S-a uitat așa în oglindă la mine, că eram pe bancheta din spate, în mașinii lui, și a zis, bă, dar aveți dreptate, mă. Am zis că știți că nici un apostol, chiar după înălțarea Mântuitorului și clar după crucificarea sa, nici un om din Biblie n-avem dovezi că și-a făcut vreodată Sfânta Cruce. Și a zis, serios? Da, serios. Și a citit-o părut ăsta, zice el, curios. Deci la oameni ca aceștia, Dumnezeu nu are așteptări mari, că nu știe, că n-a avut niciodată întâlnire reală cu Dumnezeu, că n-a avut niciodată o interferență vie cu prezența lui Dumnezeu. De la noi are Dumnezeu așteptări. Te-ai botezat în apă și ai declarat lui Hristos că o să rămâi curată toată viața. De ce ți-ai pătat viața după 50 de zile de la botez? Pentru un sărut? Pentru o aventură? Pentru 50 de euro în plus? De ce? De ce ai făcut asta? Curăție înseamnă cercetare. Să te cercetezi concret, detaliat. Prin harul lui Dumnezeu vin în birou la mărturisire băieți și fete, nu puțin, din 2016, de când am fost din septembrie ordinat ca presbiter. Și văd oameni sinceri. Îmi amintesc de unul care ultima dată a venit cu 5 coli A4 scrise din cap în coadă. Și-o citit. Și-o închis-o de vreo 4 ori voia aia. Și-o zis, vai, ce murdară-s. Și-o zis tot, de când e mic, tot. N-am să voie să vă spun nimic de ce-o zis. S-au cercetat. Vă două săptămâni căuta să se mărturisească și se ruga cu insistență lui Dumnezeu să se deruleze în așa fel timpul încât să găsească un frate care să nu-l repezească, a zis el. De două ori a vrut să se oprească. Și am zis, continuă că numai diavolul vrea să te oprești. Hristos vrea să zici mai departe. Cercetează-te concret. Când ajungi în seara asta acasă și chiar acum pe lista minții, puneți toate lucrurile pe care crezi că nu sunt ok în viața ta.
spune-le cu detaliu și zi: Doamne, uite, am făcut asta, am gândit asta, am fost dincolo, am vorbit asta, am avut reacția asta, m-am enervat, am fost așa, am fost arogant, am fost arogant, am fost mândru, am crezut că sunt centrul universului, am fost supărat pe tine, m-am supărat pe părinți, le-am trântit ușa. Continuă, zi tot. Nu zic lucruri generale, mărturisirile generale au răspuns general. Când tu cazi în genunchi în fața lui Hristos și spui detaliu și zici: Doamne, am urcat în mașina cu tare, am închis ușa intenționat, mi-am pus mâna pe schimbător și a pus și el mâna pe schimbător, mi-am imaginat, m-am intrat pe bancheta din spate, am curvit, Doamne, detalii! Detalii! Curăția nu se face ușor. Imaginează-ți că ți-ai pătat o haină albă perfect, da? Dai așa cu degetul un pic și ți-o duci, sucrezi tu. Ai nevoie de o soluție. Ai nevoie de apă curată. Ai nevoie de efort să dai de multe ori până pleacă. Ai nevoie să depui efort. Și dacă o pui mașina de spălat, nu pleacă. Atunci, rapid, dacă nu rămâne pata, adio alb. Adio alb. Curățare înseamnă cercetare concretă. Fiecare se cercetează pe el însuși. Cercetarea asta trebuie să înceapă de la cele mai mici vârste. Știți că cele mai mari dependențe încep de la vârste de 5 ani? Știți că băieții care vizionează pornografie constant și se masturbează după ce vizionează și se conectează cu durile necurate de acolo, cei mai mulți dintre ei au început să facă asta pentru că undeva pe la 7 ani au văzut pe un telefon a unui coleg de la școală. A văzut pe un telefon undeva ceva ce nu trebuia. Și a șurit urechile unde nu trebuia. A ascultat ceva pe gaura unei chei, ceva care a interzis. Și de atunci, necurăția asta îl urmărește. Și vine la biserică, la noi se botează, mărturisește, dar are în el o problemă, zvâgnește în el o problemă. Are curajul să vină să ne cânte aici, la biserică, la noi, sau în alte biserici. Dar pleacă înfrânt acasă, după ce duminică seara a cântat la biserică și a simțit o prezență specială. Că vreau să vă trag un semnal de alarmă și să vă spun clar. Faptul că simți prezența Domnului și totuși păcătuiești, nu înseamnă că Dumnezeu e de acord cu păcatul tău. Nu vezi tu, omule, striga omului Dumnezeu, Sfântul Pavel, Roman capitolul 2, că bunătatea lui Dumnezeu nu-ți dă argumente să păcătuiești mai departe. Ci ne îndeamnă la pocăință. Cercetare concretă. Când te cercetezi de suprafață, ești ok. Când te compari în cercetarea ta cu alții, o să găsești întotdeauna oameni mai răi decât tine, mai păcătoși decât tine. Când te cercetezi și te compari cu Hristos și zici: Hristoase, Tu ai murit la Calvar pentru mine. Ai purtat poverile mele și blestemul păcatului. Și toate dependențele mele, adicțiile mele, Tu vrei să mi le dai la o parte. Pentru că în sângele lui Iisus există putere de iertare. În sângele lui Iisus există putere de iertare. Că niciodată n-ai experimentat iertarea lui Dumnezeu și ai trăit într-o rutină religioasă, chiar penticostală, sunt aici să spun că sângele lui Iisus este singurul care iartă păcatele. Am zis că pentru ca să se ducă o pată de pe haina ta albă, ai nevoie de o soluție cât mai compatibilă cu sistemul la care scoate murdăria. Soluția aceasta nu-i la papa de la Roma. Soluția aceasta nu-i la un patriarh al cultului ortodox, nu-i la un președinte de cult chiar penticostal. În nimeni altul nu este mântuire. Pentru că nu s-a dat sub cer niciun alt nume în care trebuie să fii mântuit decât numele lui Iisus Hristos. Omul lui Dumnezeu David, după ce a derapat alarmant, a zis: curățește-mă, Doamne, cu isop și voi fi curat. Și a strigat mai jos în Psalmul 51: sidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Că n-ai călăuzire fără Duhul Sfânt și Duhul Sfânt nu vine dacă nu există un context, o inimă.
Nu vine. Porumbelul pe care l-a trimis Noe ca să vadă dacă s-au retras apele, nu și-a așezat piciorușele lui curate pe gunoaie, pe mâl, pe mocirlă. Și-a așezat picioarele doar pe un loc curat. Asta e simbolul Duhului Sfânt, porumbelul care a coborât și peste Iisus Hristos la botez. Printre alte simboluri, Duhul Sfânt nu vine dacă nu există curăție. Cercetare concretă. Conștientizare clară. Să fii conștient. Parcă erai inconștient, Petru. Te uitai la el și zicea, domnule, cum a stat omul ăsta la focul străin ore în șir? În contextul în care cel mai apropiat prieten al lui, bărbatul care și-a expus tinerețea pentru el, bărbatul care i-a plătit dările la stat, bărbatul care i-a dat de mâncare în pustie, e Iisus numele lui, el întotdeauna a fost de partea lui Petru. L-a considerat cel mai apropiat prieten, l-a luat în cele mai intime contexte, când nimeni nu putea suporta ideea cum se schimbă la față Iisus omul. Și în ultimul episod îl ia în grădină. Ia și pe alții, dar pe ceilalți care nu suportă această stare de abordare intimă cu Hristos, îi ține mai la ușă, la intrare, mai lângă gard, imediat după intrarea în grădina Ghețimani. Și aproape de el, de sufletul lui, îl ia pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. Și ascultați ce zice Iisus, omul Iisus. Sufletul meu este cuprins. Din toate părțile am o întristare de moarte. Eu o să mor, știți? Și a zice oamenii, vorbește prostii, nu se poate. O să moară mentorul nostru spiritual. Are depresie, săracu. Ascultați ce le-a zis Iisus. Vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Vreau să le spună omul Iisus, nu v-am cerut niciodată ajutorul. Am fost cu tine, Petre, când erai gata să te scufunzi în valuri, pentru că ai avut curajul să zici, dacă tu ești Hristosul, poruncește-mi să calc pe ape. Și Iisus a zis, eu sunt, îndrăznește, călcă. Și a ieșit din corabie și a umblat pe ape. Dar când și-a mutat privirea de la Iisus și când s-a uitat la valul și a zis, vai, ce puternic sunt eu, calc pe ape. Când s-a uitat la el și a zis, s-a încrezut în el, a început să se scufunde. De multe ori, lipsa de călăuzire ne apare când ne încredem în noi. Zicem, nu știm astea bine, mă, fii serios. Pacă, ai luat o luntă mică la școală. Ce să-ți fac? Lucru manual. Că te-ai încrezut, nici nu trebuie să învăț, nu știu tot. Și Hristosul se întoarce spre el. N-avem dovezi că face vreun pas și zice Biblia, mâna lui Iisus e atât de lungă încât ajunge până la Petru. Îl prinde de mână. După ce Petru în disperare strigă și zice, Doamne, scapă-mă! Dacă nu mă scap tu, eu pierd. Nu mă bazez în aripile mele, modul care not. Nu mă bazez în sistemele mele, în ideile mele. Gata, falimentez, scapă-mă! Și Domnul întinde mâna și scapă. Petru, ai uitat? Ai uitat că ți-ai intrat în casa ta și când soacra ta avea o boală numită vriguri, toată tremura. Nimeni nu putea opri, nu exista rețetă medicală. Ai uitat că Iisus a intrat în casa ta și a prins-o de mână pe soacra ta și instantaneu s-a vindecat, ai uitat? Acum, bărbatul care ți-a făcut doar bine 3 ani și jumătate, are nevoie de tine unde ești. Realizați dumneavoastră că inima lui Petru deja era cam necurată? Sesizați că era o tulburare. De ce? Pentru că în tulburarea asta a scos sabia. Și a zis, pac, rezolv eu pe malul. Ce, stăm noi aici la taclale? Păi eu-s bodyguardul lui Iisus. Vezi. Iisus îi zice, bagă sabia în teacă, pentru că cine scoate sabia de sabie, va muri, va pieri. Tu nu mai lucrezi călăuzit, Petre. Tu ai probleme cu călăuzirea. Tu lovești urechea care nu trebuie să fie lovită. Hristos ia urechea de nisip, nu dă dezinfectant pe ea, e plină de praf, o așează aici și perfect funcționează. Se călăuzire, ori de câte ori repară Hristos după noi.
Dar ce bine că l-avem. Binecuvântat să fie numele Lui. Și ce bine că mai repară și în vremea asta. Ce ne-am face noi fără Iisus? Și acum Petru nu se mai roagă. Vrei călăuzire? Ai nevoie de cerere. Contextul în care vine călăuzirea este curăție, care înseamnă confesarea păcatului. Câtă vreme am tăcut, striga omului Dumnezeu David, mi se topeau oasele. Oameni buni, nu mi s-a tăpăit numai pielea, doar tendoanele, oasele. De gemetele necurmate, pentru că mâna ta, Doamne, apăsa asupra mea. Ce călăuzire să am? Eram besmetic. Când trebuia să-l apreciez pe Urie, l-am trimis pe prima linie și am trimis capitanului de oști scrisoare. Pune-l acolo să moară. Că după ce am comis adulterul, trebuie să șterg faptele. Asta nu-i călăuzire. Asta e necurăție. Și am să spun ceva în seara asta. Oricât de tare ai greșit în viață, nu-ți ascunde păcatele. Cercetează-te concret. Conștientizează clar păcatul. Că și Petru a conștientizat doar după ce s-a retras din anturajul focului străin. A ieșit unde? Afară. Și a plâns cu amar. Plânsul cu amar înseamnă confesează-te lui Dumnezeu. Mărturisește-ți Domnului toate păcatele tale. El este credincios și drept să te ierte. Și vreau să spun ceva, dacă mai apare vreo vinovăție a vreunui păcat, caută un pastor sau un prezbiter și în prezența acelui slujitor mărturisește-te tot Domnului Iisus. Nu purta cu tine zeci de păcate, zeci de ani. Ai grijă, păcatul nu se iartă prin vorbe. Păcatul se iartă pe baza Scripturii prin sângele lui Iisus. Singurul care iartă păcatele. Singurul care îți aduce o curățare totală la nivelul minții. O schimbare radicală și fundamentală a interiorului tău. Nu o să mai ai ceață în viață. O să vă dau sute de cazuri de băieți și de fete care după ce s-au mărturisit și numai după ce s-au mărturisit au scăpat de o problemă anume. Nu încerca altfel că nu merge. De ce să testezi pe tine toate problemele din lumea asta? Când poți să înveți din greșelile altora și să te îndrepți, să nu mai repeți istoria. Curățare. Și de mult mi-aș dori să aud că după această conferință, fiecare dintre voi care simțiți că aveți un păcat care vă macină de o vreme, vă urmărește ziua, noaptea, în timp ce dormiți, aduce un fel de coșmar o dată la 3 luni, de exemplu. Luați pastorul bisericii, luați un prezbiter și vă mărturisiți. Cei mai mari sclavi ai creștinismului sunt oamenii care n-au învățat conceptul de mărturisire. Sunt oamenii care n-au priceput că acolo când intri într-un birou și când slujitorul ăla n-are niciun alt interes decât să te ajute, că e omul lui Dumnezeu, să vrea din cap ideea că mă spun la nu știu cine, să-ți povești, să-ți teoriile satanice care vin în mintea ta, să rămâi sclav mai departe. Spui tot Domnului în prezența acelui slujitor, îți dă un sfat biblic și se roagă pentru tine. Și de atunci te privește nu cum ai fost, ci curat. De ce? Sângele lui Iisus are putere de iertare. Sângele lui Iisus are putere de curățare. Pentru că El este puternic să ne ierte și să ne curețe. Și ce înseamnă curățare? Asta înseamnă că nu mai ești la fel. Asta înseamnă că ai altă identitate, nu doar imagine, altă identitate. Ești alt fel de om. Dacă până atunci te îngenunchea pornografia, de atunci nu te mai îngenunchează. Dacă până atunci te îngenunchea masturbarea, de atunci nu te mai îngenunchează. Dacă până atunci te îngenuncheau jocurile video și jocurile de noroc și erai dependent și băgai bani o grămadă în prostiile astea, de atunci ești liber. Dacă până atunci te îngenunchea bârfa, după mărturisire nu mai bârfești.
ești liber. Și abia după ce ești liber, poți vedea clar. De ce să trăiești stresat? De ce să trăiești ca și cum Interpolul e pus pe tine sau pe dumneata, dacă ești mai în vârstă? De ce să ai stresul ăla că cineva te urmărește? Când poți fi liber. În numele lui Iisus. Aleluia, Domnul Iisus Hristos. Confesarea asta se leagă de următorul punct al contextului sau a doua coordonată a cadrului în care lucrează călăuzirea, și anume cerere. Dacă nu te rogi, ia-ți adio de la călăuzire. Dau un sfat. Orice decizie trebuie să luați în viață, să o luați numai după ce vă faceți timp să vă rugați măcar 5 minute pentru asta. Nu că vă rugați teoretic, Doamne, îți mulțumesc că am mâncare, că am fost, Doamne, îți mulțumesc că am ajuns la biserică. Apropo, care dintre voi mai știți ce v-a rugat la prima rugăciune? După ce ați intrat în clădire. Mai știe careva? De ce devenim ritualice în rugăciunile noastre? Păi imaginează-ți că tu intri într-o sală de audiență cu Dumnezeu. Nu doar la un primar din Paris, nu doar un președinte de stat, nu doar cum ar fi domnul Trump sau altcineva foarte important, Putin. Nu! Cel mai important din univers. Când tu te conectezi în rugăciune cu Dumnezeu, tu comunici cu Dumnezeu. Tu ai un dialog cu Dumnezeu. Ați avea curajul să vă publicați rugăciunile? Câte unul zice, frate, nu mă pot ruga cu voce tare. De ce nu poți? Păi nu mă pot, n-am curaj. De ce? Ești cam împeticit în rugăciunile tale? Ești cam superficial? Ai rugăciuni generaliste? Cine cere, capătă. Cine bate? Sau cui bate îi se? Deschide. Ce caută? Găsește. Este o regulă a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu răspunde la întrebările care nu sunt puse. Știați? Dacă n-ai curajul să mergi în fața lui Dumnezeu, să spui, Doamne, am o cheie legământ cu Domnul Iisus Hristos. M-am cercetat cu amănunțime la viața mea, la detaliile vieții mele. Am văzut carențele mele, Doamne. Uite, cer să dai mai multă putere când mă enervez, să am o altă optică, altă reacție. Să nu mai vorbesc ce nu trebuie. Știți că sunt botezați care înjură. Ăștia pocăiți nu-s, nu mă botezați. Pe ce călăuzire să ai tu, prietene, dacă tu înjuri pe șantier? Dacă tu înjuri la școală, pe franceză, pe scurtătură în engleză? Cum să ai tu claritate? Cum să pricepi tu planurile lui Dumnezeu când în mintea ta e o conexiune demonică cu o activitate imorală? Că asta înseamnă înjurătura de cele mai multe ori. Cere Domnului. Și zici, Doamne, uite, în domeniul ăsta am ceață în viață. Doamne, mă aflu la intersecție importantă a vieții. Tu, ce vrei să fac eu? Nu întreba pe Dumnezeu care e cea mai bună variantă. Când ne mergem cu proiectul nostru în fața Domnului și zice, Doamne, aiesc aici, te nu faci așa, 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 eu cam am supărat pe tine. Adică noi îl tragem de șiretul pe Dumnezeu. Uneori. Rugăciunile noastre sunt uneori mentalitatea fiului isipitor care merge la taică-său și zice, Tată, dă-mi! Dă-mi, 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 dă-mi! Repede! Vezi că n-am timp. Cum prelungești tu programul? Cum adică? Stai în parametrii mei, nu mișca. Așa ne rugăm unii dintre noi. Și poruncim Domnului. Și zicem, Doamne, fă asta, fă rezolvă asta. Și noi ar trebui să mergem în fața Domnului, zicem, Doamne, ce mare este numele Tău. Ce bun ai fost cu noi azi, Doamne. Ați sesizat că rugăciunea Tatăl nostru are multe propoziții, da? Știți că cele mai multe dintre ele au de-a face cu Dumnezeu? Tatăl nostru care ești în ceruri, prima propoziție. A doua, sfințească-se
numele Tău. Extraordinar, Doamne. Pe cum? Eu am o problemă financiară și mă rog așa? Cum mă rog așa? Ce am eu cu sfințirea numelui lui Dumnezeu? A treia propoziție. Vie împărăție. Deci eu chiar vreau împărăția Domnului? Opa! A patra rugăciune. Facă-se! Nu am voie atunci. Și atunci când voia lui nu potrivește cu voia ta. Că aici e mare ceață. Există voia lui Dumnezeu, există voință personală, există voința mulțimii și există voia lui Satan. Tu pe care o alegi? Că degeaba vrei să mergi cu voia ta și să o pui pe pupitrul lui Dumnezeu în cer, să zici, Doamne, împlinește asta, că n-ai ce face, că ești Dumnezeu. Facă-se voia ta. Și uitați-vă care e talonul. Precum în cer, așa și pe pământ, adică așa în viața mea. Și apoi vine pita. Târziu. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o altă cerere. De acum, vedeți, a da a câtea propoziție. A șasea. Și singura propoziție despre noi și despre materie, despre alimentație. Că după aia trece la ceva și foarte greu și zice și ne iartă? Nouă. Greșelile noastre întotdeauna că ai ce face. Exact așa cum iertăm și noi greșiților noștri. Știți cum se termină Tatăl nostru? Cu glorificarea din nou lui Dumnezeu. Asta e cerere. După cerere ca asta, sigur Dumnezeu îți răspunde. Când tu zici, Doamne, eu aș vrea să se întâmple așa, Doamne. Și am doresc de mult, Doamne. Uite, tu știi că asta îmi doresc. Că pentru asta năzuiesc, pentru asta respir, pentru asta admir, pentru asta alerg, pentru asta studiez, pentru asta, pentru asta. Doamne, vreau așa. Și în timp ce tu îi ceri Domnului, îi crezi lui Dumnezeu posibilitatea să te schimbe. Așa se ruga Iisus în Ghețiman și zicea, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși, nu cum voiez eu, ca om, ca emoție, ca sentiment, ca durere, ca și conștientizarea greului care trebuie să-l suport pe calvar, totuși, nu cum voiez eu, ci cum voiești tu, Dumnezeule, sana. Aleluia lui Dumnezeu. Vreau să spun un secret. Când așa te rogi, nu mai ești frustrat. Nu mi-o da, Domnul, nu mai vin la biserică. O să-mi băiat odată, dacă nu mă ajută să mă însor următoarele 6 luni, mă las de pocăință. Ia-s, prietene, ești lăsat de mult. Nici nu știu dacă ai fost pocăit vreodată. Cine ești? Îl ghidezi pe Dumnezeu? Ce faci tu? Cum adică? Când trebuia să zică, Doamne, și dacă nu mă însor niciodată, eu tot al Tău sunt. Și, Doamne, în procesul ăsta de cunoaștere a voii Tale, a călăuzirii, dacă vrei să mă pui într-un colț unde nu-mi convine, Doamne, fii cu mine atât mă trezează. Uitați-vă ce cerea Asaf. Era într-un moment în care era gata să-i se clatine piciorul. Se uita la oamenii la care le merge bine, deși sunt răi până măduva oaselor. Se uita la oamenii care blastă pe Dumnezeu și nu mor. Le merge mai bine, domnule. Mint, înjură, calomnează, trăiesc în păcate și Dumnezeu nu-i curentează. Și eu zic, eu numai altar văd, eu numai biserică, eu numai închinare, eu numai cântări, eu numai leviți, atât, și preoți. Nu mi se merită, domnule, gata. Chiar nu-i rentabil. Ce bine că nu mergi în bar, ce mergi la casa Domnului. Ce bine că nu mergi cu alți care beau. Ce bine că nu-i intrat pe site imoral. Ce bine că nu-i făcut video chat. A intrat în casa lui Dumnezeu și a zis Dumnezeu, hai un pic sus, hai. Îți dau momente de cer în care să privești lumea cu ochii mei. Uită-te cum ajung ei la final. Uită-te la soarta de pe urma celor răi. La oamenii care n-au călăuzire în alegere. La oamenii care iau decizii fără mine. La oamenii care dau din groapă în groapă. Și totuși, tot zic, Domnul m-a călăuzit. Dar nu e adevărat. Că nu te poate călăuzi Dumnezeu când trăiești în păcat.
Nu credeți în vindecările oamenilor care divorțează. Amin. Nu credeți în minciunile oamenilor care vă promit țara și marea și nu au nicio posibilitate să facă nimic din promisiunile lor, pentru că în viața lor clocăie păcatul, mocnește rău. Hristos n-are nimic de a face cu păcatul. El este sfânt la superlativ. Cine crede ca mine să ridice o mână sus să spună: Hristos este sfânt. Aleluia Dumnezeului nostru. El nu lucrează cu păcatul. Teoria că Domnul îl angajează pe Satana la carul lui Hristos să tragă. Fals! N-are nevoie de picioarele lui, de mâinile lui. N-are nevoie de lucrările diavolului. El este suficient de puternic să facă totul. Lăudat să fie numele lui. Glorie lui Dumnezeu. Și Dumnezeul ăsta vrea să fie Dumnezeul tău personal. Domnul acesta vrea să fie cu tine. Am uitat la soarta de pe urma celor răi, zice Asaf. Și am văzut că îi pui în locuri alunecoase, cade, zistuși, falimentari. Și când mă gândeam așa, n-aveam judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Și am ajuns la versetul 23 pe care l-am citit. Și ascultați ce zice Asaf. Însă, eu sunt totdeauna cu tine. Am un sentiment special, zice Asaf. Am avut un moment în care Dumnezeu m-a prins de mână. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Vreau să cred ceva, zice Asaf, că Doamne, Tu nu mă lași niciodată. Și versetul 24 zice, Tu mă vei călăuzi cu sfatul Tău. A treia coordonată a unui cadru corect pentru călăuzire e cuvântul lui Dumnezeu. Să citești cuvântul lui Dumnezeu. Să măriți, să vă pus să ridicați mâna sus câți dintre voi ați citit Biblia măcar o dată. Hai, ridicați mâna sus. Din cap în coadă, vă rog, hai. Se le spun pe franceză? Puneți-vă pe Biblie, vă rog. Mi-amintesc că s-a botezat un băiat, a venit din lume și în 40 de zile a citit toată Biblia. Și a uitat în camera unde era și eu, una dintre surorile mele, în râvna lui foarte mare, s-a uitat la ea în ochii ei. Și a zis, tu n-ai citit Biblia toată? Și a zis, nu ești mântuită! Eu nu vă zic asta. Eu vă zic să nu treacă anul până o citiți Biblia. Ce ziceți? Ce frumos ar fi să iei o promisiune în fața Domnului, să zici, Doamne, mă pun din această seară să citesc Biblia. Știți că foarte multe atacuri demonice pot fi învinse numai prin cuvântul lui Dumnezeu? Știți că nivelul în care îl iubim pe Dumnezeu e nivelul și cât de mult citim Biblia. Exact atât îl iubim pe Dumnezeu. Imaginează-ți, domnișoară, care vrei să te măriți, adică toate care nu se măriți. Nu au zis niciun aminta în gând, nu mai ales știu ce au zis. Așa. Că-ți trimite o scrisoare băiatul pe care îl iubești, la care te-ai gândit de aproape 10 ani. Îi citești scrisoarea. Să răspundă fetele, da sau nu? Dați din cap, rog. Ați zâmbit, e suficient. Cum să nu-i citești scrisoarea, domnule? Să ai în cap, băiete, să te angajezi la o firmă puternică de 5 ani, tot acolo vrei să te angajezi. Și să primești un e-mail de la managerul firmei. Citești e-mailul. Îi parchezi mașina dacă trebuie. Îl citești garantat. Tremur tot aproape până îl citești. De ce? Te interesează. Ai interes. Am primit o carte pentru care alții au murit. În vremea străbunicilor voștri, o Biblie costa cât o văcuță. Și văcuța era singurul mod prin care puteau trăi toți din casă. Că din laptele acelea se făceau mai multe alimente. Sursa existenței familiale. Și tăticul risca să moară pruncii. Și cumpăra o Biblie. Și cu multă atenție dădeau paginile. Că Biblia ce era cea mai importantă carte din casa lor și cel mai important cuvânt din
din viața lor. Citește Biblia. Călăuzirea vine prin cuvânt. Vreau să spun ceva. Poți să ai mesaje profetice, dar Dumnezeu vorbește și azi. Aproape săptămânal primesc un mesaj profetic de la oameni autentici care vorbesc cu Dumnezeu. Cred în lucrarea profetică. Și toate mesajele profetice trebuie verificate cu această carte. Amin. Etalonul pentru călăuzire. Există un etalon. Vrei să știi cât e un centimetru? Ai nevoie de o măsură, da? Ai nevoie de un liniar, ai nevoie de o riglă, ai nevoie de un sistem. Vrei să vezi dacă stâlpul e drept? Ai nevoie. Dacă rigla nu e dreaptă, nimic nu mai merge drept. Cartea asta e dreaptă. E cuvântul fără de greșeală al lui Dumnezeu. Când vrei să ai călăuzire, ia cuvântul lui Dumnezeu și zi: Doamne, dă-mi o imagine pozitivă și compatibilă cu situația în care mă aflu. Sunt în situația aceasta, Doamne, caut din Biblie. Îi apreciez pe oamenii care au daruri profetice, spre exemplu vedenii. Și atunci când le arată Domnul un ciocan, îi asociază cu acel cuvânt din cartea Ieremia, unde Biblia zice cuvântul Domnului este ca un ciocan care dă în stâncă, dă în stâncă, dă în stâncă și la un moment dat sfârmă stânca, domnule. Aleluia lui Dumnezeu! Cuvântul ăsta are putere să lovească în inima ta cu sens pozitiv până când o înmoaie bolovanul de inimă și se transformă în inimă de carne compatibilă să-i bată inima pentru Dumnezeu acelui tânăr, acelei tinere. Citește cuvântul ăsta. Citește-l după planificare, citește-l de oriunde, citește-l din Vechiul Testament, citește-l din Noul Testament. Citește cuvântul ăsta. Găsești un timp liber, lasă-ți telefonul deoparte. Sau dacă doar pe telefon ai Biblia. Apropo, ridicați mâna sus câți dintre voi aveți măcar o aplicație de Biblie pe telefon. Hai, vă rog. Așa, voi sunteți modern, nu e problemă. Aveți Biblie. Acum v-ați condamnat singur dacă nu o citiți. Ești în metrou, da, înțeleg, poate n-ai Biblia fizică cu tine. Deci am purtat-o din clasele 5-12 în fiecare zi la școală și n-am murit. De că se întreg aproape și... M-a întrebat toată la școală unul dintre colegi când a văzut că eu am numai 10 la mate. Așa e că tu de-aia ai 10 la mate că îți poartă noroc Biblia. Și am zis, prietene, iau 10 la mate când fac temele. O zice cineva mine? Nu știu cum e în Franța, zice notă bună sau slabă? Să nu fiu... E maxim? Nu, cu 5 nu faceți nimica. La voi 3-20. I-am zis, eu port Biblia cu mine că atunci când tu mă întrebi ceva din Biblie, să-ți arăt negru-palb. Fetelor care vreți să vă măritați bine, cumpărați-vă Biblie. Uite, o Biblie ca asta încape și într-o geantă. Ok? Citează din Biblie. Înainte să iei o decizie, ești în ceață, ești în nesiguranță. Nu vorbesc despre subiectele în care este foarte clar. De exemplu, unii mă întreabă, e voie să divorțez? Nu! Altul mi-a zis, dar am avut o prorocie că e voie. Spune la acea persoană că vorbi satana prin ea. Da, ziceți, auzi bine ce am zis. Căci că Domnul le liberează dacă divorțează. Fals! Divorțul este interzis. Despre asta vorbesc la călăuzire. O zis unul, am întrebat pe Domnul dacă e voie să fur. Ce să furi? Fură-te pe tine. Că oricum pe tine te furi. Să fur singur căciula. Nu puneți întrebări care au o claritate în mesajul scris. Că acest cuvânt trebuie să-l citim. De ce? Ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu lucrurile care sunt albe și negre. Păi ce scrie că e alb în Biblie? Alb rămâne. Să vă vină oricine în lumea asta, predicator, când tăreți să vă spună că nu e alb. Păi în Biblie scrie că e alb. M-a abordat odată când mergeam la școală dimineața pe la 8, nici măcar nu știu că pe la 8 nu e bine să abordez un profesor, un tătic. Și-a zis, domn profesor, ce aveți cu copilul meu? Asta e întrebarea pe ce ai cu copilul meu? Pastore, ce aveți cu copilul meu? Eu am zis, dar care e copilul dumneavoastră? Că eu am 500, nu știu care e copilul dumneavoastră. O să-mi las cu niciunul, vă să-ți dau. Ce, păi ai spus la copilul meu că n-are voie să vină cu părul lung la școală. Și am zis, serios, am zis, ce bine.
Era să mă felicit. Și zice el, păi frate Caleb, de ce n-are voie? Că n-are voie, lăsați-l să se exprime cum vrea. Am vrut să zic, puneți-i și pinteni. Faceți-i o creastă și ziceți, să scrie pe frunte, sunt un... Ce vrea el? Vine câte unul cu verigă, cu... Și a zis, păi nu scrie în 1 Corinteni, capitolul 11, că este o rușine pentru un băiat sau pentru un bărbat să poarte părul lung. Și zice el, oh, păi stați un pic, dar să trebuie să știți că aveți studii teologice înalte, că acolo se vorbea romanilor, că pentru romani e o rușine să poarte părul lung. Și a zis, haideți că atunci vă deschid o Biblie, da? La 1 Corinteni 11, vă deschid Biblia. Și a zis, păi când mergeți acasă la Biblia noastră aia mare din Living, aurie pe margini, luați pagina 1121 și rupeți-o. Că pentru romani, ce să facem noi cu ea? Am fiți foarte atent, că înainte să o rupeți, trebuie să vă uitați la versetul 17. Acolo se vorbește despre cina Domnului. Și dacă rupeți pagina asta, adio cina Domnului, nu mai există. Și-a plecat vorbind singur. Că nu a fost de acord să rupă Biblia. Nu scoateți din Biblie, vă rog. Cuvântul ăsta trebuie lăsat complet. Fetele, vreau să vă spun ceva. N-am întâlnit nicio fată care să asculte în viața ei de adolescență și de tinerețe până la măritiș de cartea asta și să se mărite greșit. Dar am întâlnit sute de fete care au neglijat Scriptura. Și ce li s-a întâmplat în viață, nu vă spun numai că unele au fost bătute. Dar nu de poliție. De polițistului ei. Atenție! Citește cuvântul lui Dumnezeu. Ai un proiect care trebuie să-l derulezi. Ți se face o ofertă, o situație care nu știi exact, nu pare a fi nici rea, nici bună, nu este incompatibilă cu Scriptura, că ăsta e primul criteriu. Treci prin Scriptură ca să vezi dacă trece prin rigorile Scripturii, dacă depășește parametrii Scripturii, dacă te duce spre păcat, dacă deviază de la linia curată, sfântă. Că dacă spui curăția, am spus că nu mai poți fi călăuzit. E ceva care pare a fi în zona gri. Citește Biblia. Când ești în perioada aceea de călăuzire, citește Biblia des. Ia-ți un timp, găsești un timp mort, cum se zice pe românește. Ia-ți telefonul, deschide aplicația. Ești pavion, n-ai semnal. Downloadează-ți de pe telefon aplicația Biblia pe română sau ai oricând, deschide-o. Să fie pentru tine cartea asta literă de lege. Să fie norma vieții tale. Să te ghidezi după ea. Ai un moment dificil în timpul nopții, ți apare o arătare, trebuie să ai în mintea ta un cuvânt din Biblie. Asta înseamnă că pentru un domeniu în care ești foarte vulnerabil, sublinează-ți niște versete din Biblie, memorează-le, că de-aia ai creier și memorie. Nu doar să vezi cine o câștiga la nu știu care finală. Doar să știi care este CV-ul la președinți. Ai memorie ca să citești Biblia. Vă dau un exemplu. Eram într-un alt continent, într-o altă țară. Nu eram în Europa, nu vă dau alte detalii pentru că e mai bine acum, să nu vă spun. Eram cu Alexandra în acea călătorie cu soția mea. Apropo, am uitat să vă spun, cea mai frumoasă femeie din lume vă salută, vă binecuvintează, Domnul să o binecuvinteze. Băi, cu voi e grav rău. De nu vreți să o binecuvinteze pe Alexandra, mă supăr. M-am dat o șansă, Domnul să o binecuvinteze pe Alexandra. Și pe voi. Nu-i corect, că pentru ei vorbim din prima mai tare. Deci, iar ați ținut cu voi. La familia unde le-am cazat, sora din acea familie avea o situație de frică. O situație profundă de frică. I-am luat mărturisirea și am stabilit că în ziua următoare o să intru în post pentru acea cauză. Alexandra a reușit să doarmă mai devreme. Eram amândoi în aceeași cameră, bineînțeles. După ce m-am rugat, am închis lumina, m-am așezat să dorm. Geamurile toate erau închise. Fără explicație, prin geamul închis a intrat
în cameră o prezență străină. Când a intrat prezența aceea străină, a simțit că îngheț. Efectiv, n-am mai putut să mișc deloc. Cine nu crede în Dumnezeu, nu-i doresc să-i arate că există. Că dacă îi apare numai arătarea asta, sigur crede că există Dumnezeu. Deci nu vă puneți cu Dumnezeu, că vă riscați rău. A mustrat acea prezență străină în numele lui Iisus, n-a plecat. Am zis, în sângele lui Iisus îți pronunce să pleci. N-a ieșit. Rețineți că n-a apucat să mă atingă, era în cameră. Duhul Sfânt mi-a amintit o parte din Psalmul 23. Și am zis, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, pentru că acea soră pentru care mă rugam să se temea de moarte, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Când am terminat, eu de la mine a ieșit pe geam. De ce? Cartea asta e putere. Ai o sabie cu tine în fiecare zi. Asta nu-i doar ca și un glonte. Asta nu-i doar ca o mitralieră. Asta învinge orice în lumea asta. E mai puternică arma asta decât orice armă din lume. Este sabia Duhului. Duhul colaborează cu această carte. E cuvântul lui Dumnezeu. Ia-l pentru viața ta, pentru sufletul tău. Pentru anxietățile tale, pentru atacurile tale de panică. Pentru momentele dificile din viață când nu știi cum să reacționezi. Când ai nevoie de călăuzire, fă-ți timp. Nu te grăbi. Apropo, călăuzirea nu vine în grabă. Dacă te sună cineva și spune, până mâine la ora 12, dăm răspunsul dacă te angajezi sau nu în domeniul ăsta, spune, angajează pe altcineva deja. N-are voie nimeni să te forțeze să iei decizii în grabă. O singură dată în viață am luat decizie să mă angajez într-un loc unde am muncit doar 3 luni. Și pentru că nu l-am întrebat pe Dumnezeu, am regretat și regret și azi. Cine te obligă să te grăbești? De ce te grăbești? Până și proverbul românesc spune, graba strică treaba. Nu te grăbi. Nu sta nici prea mult. Acceptă acest cuvânt să fie pentru tine citit, citat, citează-l. Repet, ai o vulnerabilitate în viață, ai un domeniu în care atunci când ajungi, intră panica în oasele tale, nu mai știi cum să reacționezi în domeniul cu tare, ai o lipsă de claritate într-un domeniu anume. Ia din cuvântul lui Dumnezeu. Caută pe ei Biblia, pe aplicația pe care o recomand cea mai bună în versiune românească. Caută cuvântul acela pe lupă, pe search, și cuvântul ăla va apărea peste tot unde e în Biblie. Și citește despre acel cuvânt, despre acea stare. Deci cuvântul lui Dumnezeu nu doar că te informează, cuvântul lui Dumnezeu te transformă, te eliberează. Cuvântul lui Dumnezeu te vindecă. Cuvântul lui Dumnezeu e balsam pe rănile tale spirituale. Are putere de eliberare. Transformă în singurarea, în pace. Transformă anxietatea în liniște. E cuvântul lui Dumnezeu. Citează-l. Fii foarte corect cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să devină calea ta de fiecare zi. Pentru că trebuie să-l transpui în viața ta. Trebuie să iei din cuvântul lui Dumnezeu. Și când ai o stare de neliniște, cuvântul Domnului spune în cartea Psalmelor, caută pacea. Nu-i suficient. Aleargă după ea. Ai un conflict ca fată cu altă fată, vă invidiați, nu știu din ce motive, că aveți fusta mai frumoasă, nu știu cum, că nu știu care băiat, ești simpatizat de fiecare dintre voi. E o paranteză, da? Ok, ai o problemă cu o persoană, ia fă-i un cadou. Dar un cadou cu mesaj substrat pe care să o ataci. Ți-i faci mai rău. Fă-i un cadou pe care ai vrea tu să-l primești. Caută pacea. E nervos un băiat și scrie un mesaj când e nervos. Identifică duhul de ceartă din spatele acelui băiat. Nu-i răspunde în seara aia. Lasă 24 de ore. Îți vine minte la cap. Dar să răspunde eu la toate mesajele, frate, noastră. Ferească Domnul. Recent mi s-a întâmplat ceva luna asta. Pe un grup în care eram, printre multe alte grupuri, unele sunt pe mult, altele pe silent, fine.
Era trecut de ora zero. Mă întorceasem de la o slujire și văd pe cineva care e typing. Știți că se vede pe grup? Typing. No, am zis, descrie ăsta, mu. Dormim la noapte. Sigur. Și ce-am făcut? Cu telefonul deschis, m-am pus în genunchi. Și am zis, Doamne, eu sunt slujitorul Tău. În numele Lui Iisus, Te rog, intră în camera unde acest frate. Cercetează la nivelul minții. Și vorbește-i să nu mai scrie mesajul care vrea să-l scrie. Știți că de 4 ori încercat să scrie mesajul și până la urmă nu l-a scris. Și am eliberat un grup de oameni prezenți acolo de o stare de ceartă. Că prezent acolo și dacă nu eram din biserica mea grupul, eu eram totuși slujitor și trebuia să reacționez. Și decât să reacționez după ce s-a făcut grozăvenia, mai bine m-am rugat înainte. Fii călăuzit cu cine vorbești. Sunt oameni care tastează continuu, sute de comentarii avem, da? Nervoși, până mădoază. N-ați observat că nu răspund la niciun comentariu? Dar ce credeți, că având licență în informatică și master în bază de date informatică, nu știu să scriu? Și ce nu răspund? Pentru că Iisus tăcea. Taci! Când se spun lucruri rele și neadevărate despre tine, taci! Are cine să te apere. Glorie Lui. Când vorbește El, ca nimeni altul. Și valurile ta când vorbește El. El știe să-i pună pământ pe oamenii care trebuie. Dar vorba lui David, dacă poate Domnul i-a zis. Lui și mei. Nu? M-a îngăduit. De ce? Păi trebuie să mă speresc. Nu poate, sigur. Eu trebuie, nu știu voi. Doamne, ajută-ne. Cuvântul ăsta să-ți coordoneze viața. O să ai în jurul tău o grămadă de voci, o să vină unii să spună, bă, dar tu ești slab, nu știi să vorbești? Spune-mă ceva, ia o opinie, drept la replică. Asta nu e în Biblie, drept la replică. Asta e politică, poate. Uneori politică bisericească. O să creeze oamenii scenarii, o să vină oamenii cu ale lor cuvinte. Pune-te pe surd legat de cuvintele oamenilor. Fii orb și surd ca robul Domnului. Păi asta nu-și dă seama. Cum să nu-și dă seama? De robul Domnului. Dar distribuie sute de oameni despre el. E robul Domnului. Și robul Domnului nu trebuie să se certe. Pentru că vreau să spun ceva după ce te-ai certat. Adio, călăuzire. S-a dus. Să auzi în ceafă, în urechi, în minte, în creier, numai ce ai zis, mă, te ziceam din gură, mă. Uite la ce s-au ajuns. Mă, de nu ziceam nimic, mă. Și s-a dus călăuzirea, că știți cum e cu călăuzirea? Este asemenea unui lac curat. Dar cât de curat e, pe fundul lacului se adună mizerii. Și nu trebuie să intri cu tancul și nici măcar cu tractorul în el, e suficient un copil neatent să arunci o piatră. Întrebare, se tulbură? Se vede blurat. Nu mai vezi normal. Pe la care e mic îl vezi mare, pe la care e mare vezi mic. Ceață. De ce? Nu mai există claritatea cuvântului. Ultimul lucru pe care îl spun în contextul pe care trebuie să-l creezi, călăuzirii, este foarte important. Deci am zis curăția, cererea, cuvântul. Și cum s-a început slujba asta, așa se termină. Căci toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii. Uite, mesajul meu pentru tine în această seară este, fii copil. Câți v-au zâmbit, că deja azi. Dar nu copil de la mintiucă. Fii copil la răutate. Știți care e caracteristica cea mai importantă a unui copil? Copilul e dependent de tata. Copilul nu merge singur. Copilul nu ia decizii singur. Copilul nu face ce vrea. Mai văd prin un magazin câte un copil care zice, tati, dă-mi ăsta. De ce nu-l ia el? N-are bani. Cumpărați-l, zice mama sa. Și strânge bănuți cu bănuți și când se plătească, n-are un leu. Nu-i ajunge. Copilul.
copiază-L pe Dumnezeu. Fii o copie a lui Iisus. Ai voie să-L copiezi. Sigur că ai voie să-L copiezi. Nu copia oameni, vedete, staruri. Mă tot mie de ăștia, domnule. Un superstar își lasă barbă mare, din toată o grămadă de prunci de pocăiți, pac! Ce cu voi, prieteni? Dar și știu pe cine copiază. De ce? Fac idol dintr-un om. Cineva mi-a zis recent, știi care e culoarea anului? Nu. Nici nu mă interesează. Știu care e stăpânul anului, Iisus. Corect? De ce te controlează alții? Știi că vei fi media primilor cel mai apropiați 5 oameni din viața ta? Știi că 5 oameni îți dictează cum te îmbraci, cum vorbești, unde mergi, cum reacționezi, care e stilul tău de viață? 5 oameni. Dacă dintre cei 5 primul Iisus, aleluia, să ai o viață bună. Că lângă Iisus nu poți sta ăștia derbedeii, vagabonții. Să duc. Nu fac casă bună. Unde e Iisus, în camera în care intră Iisus și din frigider s-ar berile fără alcool. Da, cu alcool. O zici ceva mic și n-am auzit? Da, așa-i. Iese tot ce-i murdar și semi-murdar, pentru că semi-murdar duce spre murdar. O singură picătură de negreață pe o haină albă o face pătată, nu-i mai albă, e murdară. Dacă din 10 ouă face o omletă și un singur ou e expirat, întrebare, mai mânci omleta aia? Da sau nu? Cum să o mănânci? Că poate să încheie să cotele cu viața. De ce nu mănânci? Că nu mai nou. S-a distrus tot. Prin amestecare s-au unit elementele, mineralele, tot, praf. Ajungi poate la intoxificare. Ai grijă să fii copilul lui Dumnezeu. Să stai în fiecare seară să zici, tati, că expresia din Romani este, dacă ai Duhul lui Dumnezeu, Duhul în fiei, te face, te obligă, îți dă posibilitatea și ai voie, ai creditul. Să zici, tati, tăticule, m-am văzut la intersecția asta, nu știu ce să fac. Sunt dependent de tine, Dumnezeule. Să-L ai pe Dumnezeu Tatăl ca și tată, atent la El, să nu-L tristezi. Să-L ai pe Domnul Iisus Hristos ca mentor, să-L copiezi, să fie fratele tău cel mai mare, cel mai important pentru tine. Știți că copiii mai mici copiază pe fratele mai mare întotdeauna. Vreau să fie tare, care să se îmbrace, care să facă freza ca el. De ce? Îl copiază. De ce îl copiezi pe fratele tău mai mare, pe Iisus? Vrei să fii copilul lui Dumnezeu? Lasă-te coordonat de Duhul Sfânt. Aș vrea să stăm ridicați. Vreau să-ți închizi ochii, pentru că aici prezent între noi este Hristos și nimeni n-are voie să fie mai important decât El și privit mai clar decât El. Ori El este singurul care se vede cel mai bine cu ochii închiși. Simt cum Domnul trece printre rânduri în această seară. În liniștea acestei seri, Duhul lui Dumnezeu are un plan cu viața ta. Te-a adus în locul acesta ca să câștigi bătălia pentru călăuzire. O bătălie dificilă. Pentru că dacă nu ești călăuzit, poți să-ți distrugi o viață întreagă. Poți să-ți distrugi zeci de ani. Și vreau să spun ceva, deciziile tale de azi vor crea destinul tău de mâine, cum se spunea deja. Mâine vei fi ce ai decis azi. Bătăliile tale de mâine vor fi bine administrate și vei fi învingător în ele dacă îți faci bine temele rugăciunilor din seara asta. Dacă îl chem pe Dumnezeu în inima ta, dacă faci din curăție o prioritate, nu o posibilitate, în timp ce ai ochii închiși și te cercetezi, dacă realizezi că te-ai îndepărtat puțin sau mult de Hristos. Nu e obligatoriu să te fii îndepărtat mult. E suficient puțin. Și în această seară îi spui Domnului, Doamne, mă simt așa de vulnerabil, Doamne. Atâtea voci vin să mă atace. Atâtea glasuri mă strigă, Doamne. Mă simt ca o frunză pe care o bate vântul și pe apele acestei lumii dusă spre nicăieri, spre niciunde. N-am, Doamne, uneori direcție, n-am sens. Mă atacă gânduri uneori rele, mă atacă stări și pasiuni care sunt interzise. Aș vrea să scap uneori de această gheară a deciziilor greșite și nu reușesc, Doamne. Sunt înaintea Ta în seara asta. Dacă ai minim 13 ani și n-ai legământ cu Domnul Iisus Hristos și vei să spui în această seară Domnului, Doamne,
Vreau să te aleg ca domn al vieții mele. Tu nu vei fi un domnișor. Tu nu vei fi un domnuleț. Tu nu vei fi unul dintre domni. Vei fi domnul și stăpânul vieții mele. Tu o să-mi dictezi unde să mă duc. Tu o să-mi spui ce trebuie să fac. Tu vei fi director și decizional în viața mea. Tu vei spune ce se execută în fiecare zi și voi aplica tot așa cum îți place ție. Dintre cei care au minim 13 ani și încă n-au legământul încheiat în apa botezului cu Domnul Iisus și vor să-L primească pe Iisus ca mântuitor. Vreau să faci un semn cu mână dreaptă ridicată dacă vrei să-L primești pe Iisus. Domnul să fie cu tine, Domnul să fie cu tine. Mai sunt și alții, zice Duhul Domnului. Ridică mâna dreaptă înaintea Domnului și zic, Doamne, vreau să te aleg ca domn al vieții mele, ca stăpân al vieții mele. Vreau să fii în viața mea cel mai important. O să cobor de acolo de unde sunt și o să pun aici un singur stativ la mijloc. Pentru că vreau să spun ceva în această seară. Ai nevoie de călăuzire în fiecare zi și ai nevoie de prezența Domnului într-un mod supranatural. Dacă ai legământul cu Domnul de o vreme și botezat de mult timp în apă, poate chiar cu Duhul Sfânt ai fost botezată sau botezat, dar nu mai ai o relație reală cu Dumnezeu. E depărtat de Hristos și pentru tine biserica unde ori este doar o rutină. Și poate ai luat decizii greșite. Poate ai ajuns jos de tot. Și Satana ți-a adus chiar gânduri rele, negre. De ce nu chiar suicidale, că oricum viața ta nu mai are sens. Că vrei să te rededici Domnului în această seară, la prima sesiune, nu-i prea devreme. Poți să faci un semn cu mâna stângă ridicată să zici, Doamne, te aleg din nou. Vreau ca viața mea să cobori într-un mod supranatural, Doamne. Mai multe mâini stângi se ridică și mai sunt și alții care trebuie să se ridice în fața Domnului. Să zică, Doamne, ai milă de mine. Ai milă de viața mea. Fără nicio cântare, în următoarea rugăciune vom intra fără să forțăm pe cineva și stativul acesta va fi un semn distinctiv care va departaja pe aceia care va veni în dreapta pentru că vor să primească pe Iisus ca mântuitor, nefiind încă botezați în apă. Iar cei care vor să se rededice Domnului, să-și plângă păcatele și mocheta asta să fie dovada faptului că Hristos trăiește și că viața ta are nevoie de eliberare. Dacă te rededici Domnului și ai nevoie de rugăciune specială împreună cu fratele păstor, cu ceilalți slujitori prezbiteri, o să ne rugăm pentru tine cu punerea mâinilor. De ce să pleci acasă cu gândurile tale? De ce să pleci acasă cu problemele tale pe care nimeni nu ți le rezolvă? Nici Parisul, nici serviciu, nici tata, nici mama, nici prietenii. Există un rege, numele lui este Iisus Hristos. E brot faragante menovedis. Există o putere care eliberează și astăzi. Există o voce care atunci când îți vorbește, te macină și nu doar te macină, te frământă până când iei o decizie radicală să schimbi viața. Dacă te redegi Domnului, te aștept aici în partea stângă acestui stativ să îngenunchezi. O să intrăm cu toții în rugăciune. Dacă are cineva nevoie de mântuire, dacă vrea să-i spună cineva lui Hristos, Doamne, te aleg în această seară ca Domn și Mântuitor, vine în partea dreaptă aici, a stativului. Dacă vrea cineva să se rededice, vine în partea stângă și îngenunchează. Aș vrea să intrăm cu toți în rugăciune, să te rogi cum te-ai rugat niciodată. Să-i spui Domnului, Doamne, dă-mi putere de călăuzire. Aceasta e cea mai importantă decizie care poate să-ți dea iertarea, care poate să-ți curețe viața, să îngenunchezi înaintea Domnului. Nu e o rușine, nu contează ce zic oamenii despre tine. Un singur lucru contează, să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Ai ridicat deja o mână dreaptă, vino aici, cred că trebuie să ne rugăm pentru tine. Ai nevoie de o călăuzire specială, ai nevoie de punerea mâinilor, care este o lucrare a Domnului, lăsată prin cuvântul lui Dumnezeu și slujitorii Domnului vor face asta cu responsabilitate, nu cu grabă, nu cu rușine, nu de formă, nu pentru că zic oamenii, aici este prezent Domnul Iisus Hristos. Vrei să-i spui Domnului, Doamne, vreau mai multă călăuzire, vreau mai multă rugăciune, această îngenunchere în partea stângă să fie direct dedicarea ta și dovada faptului că nu ți-a fost rușine de Hristos și vrei pe Domnul mai aproape de tine, mai aproape de viața ta. Aș vrea să intrăm în această rugăciune.